Fără drept de promovare momentan în Superliga, Daniel Oprița și băieții săi de la Steaua conduc Liga Secunda României cu 2 puncte față de Unirea Dej, ocupanta locului 2, și la 5 de oțelul lui Dorinel Munteanu. Acum Adipop are bate această lovitor de gol și intră cu mingea în poartă Kipirliu. Revedem faza. Da, nu este nici vorbă de offside, gol perfect regulamentar marcat de Steaua. Mingea pentru Ciunciucov în careu, oprește balonul bulgarul, cade și se dă lovitură de la 11 metri. Kipirliu față în față cu Kupenski, îl păcălește pe Kipirliu și face 2-0, al 11-lea gol pentru Bogdan Kipirliu în această ediție de campionat în 12 etape. Răzdan din nou cu cornerul în care perfect, lovitura de cap pentru viitorul gol pentru formația gazdă. Adrian Stoian punctează la doar 2 minute după ce Steaua făcuse 2-0. A aruncat repede de la margine pentru Țegle. Țegle caută soluții. Până la urmă șutează mingea trimisă în poartă. Iată-l pe Țegle care se întoarce și nu se uită, dar trimite tare, trimite în fața porții. Dragu reușește să trimită spre poartă. Stoian aruncă mingea în față pentru Dragu. Dodoi lângă el, acum Răzdan este la balon și șutează, caută vincul Florin Răzdan. A simțit Daniel Oprița acest lucru, acum este depășit Mihăiescu și viitorul se duce în careu. Dragu poate pasa foarte bine și o face, balonul se duce însă în plasă, gol pentru viitorul, 3-2 după ce Steaua a condus cu 2-0. Dincă încă o dată atinge balonul, la fel cum s-a întâmplat și la lovitura de cap a lui Dragu, și balonul intră în poartă. Gabriel Dodoi, cel care a marcat, iată, cei doi jucători din ofensiva viitorului marchează astăzi. Cazul în care ar obține sportiv acest lucru. Acum alunecă buștea și permite viitorului să intre în careu, aproape de o nouă față. Gol pentru viitorul! Iată, foarte inspirat în această partidă, exact împotriva liderului campionatului, viitorul, cu această fază superbă, fază permisă de alunecare a fundașului stelist. Dulca a profitat și s-a dus cu mingea până în poartă. O scăriță superbă peste portarul David Dincă. Enceanu cu capul în partea dreaptă, la Adi Popa, a revenit în partea lui dreaptă. Adi Popa, centrare, o centrare bună, aproape de o reluare de gol și balonul se duce în poartă. Minutul 88 al partidei, gol pentru Steaua. Minute în care Steaua poate să spere la un rezultat de egalitate într-o partidă în care la un moment dat părea că are victoria în buzunar. Atanastrică reușește primul său gol în această ediție de campionat, un gol care se poate dovedi important pentru echipa lui Daniel Oprița.